Marcu 9 cu 14. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în prejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a întrebat: despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea, făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui: câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns: tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul și i-a zis: duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte: noi de ce n-am putut scoate duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Să ne așezăm. Episodul pe care tocmai l-am citit, iubiți frați și surori, se întâmplă într-o vale. Într-o vale fizică. Episodul în care Domnul Iisus Hristos eliberează și vindecă pe acest copil al acestui tată cu totul îndurerat are loc imediat după schimbarea la fața Mântuitorului și în prima parte a capitolului 9 citim despre Domnul care, însoțit de cei trei apostoli, urcă pe muntele schimbării la față și unde ei văd slava lui Dumnezeu. De îndată după acel eveniment, un eveniment cu totul unic și strălucitor, Domnul împreună cu cei trei coboară de pe munte și ajung în vale, iar această vale este cu adevărat, așa cum o găsim adesea în Scriptură, o vale a plângerii, o vale a durerii, o vale a umbrei morții. O vale în care omul își întâmpină destinul, o vale în care omul se luptă cu viața și cu el însuși. O vale în care strigă în cele din urmă după ajutor. O vale unde se aude strigătul de undeva din versetele finale ale textului nostru, când Domnul îi zice: totul este cu putință celui ce crede, spune că bărbatul acesta a strigat cu ce? Cu lacrimi. Cu voce și cu lacrimi. Și a zis: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Din această vale se ridică spre Domnul de atunci și până azi strigătul credinței. Aș vrea să vorbim în această dimineață, iubiții mei, despre strigătul credinței. Și cum ajunge omul la acest strigăt? Și cum ajunge omul să izbucnească în lacrimi, fie lacrimi vizibile care curg
pe față, la propriu, fie lacrimi interioare. Cum ajunge omul la această descătușare înaintea lui Dumnezeu? Și oare nu este altă cale decât această descătușare, această prăbușire? Această nu explozie, să o numim implozie, că omul parcă explodează nu pe din afară, ci pe unde? Pe dinăuntru. Și se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Ba chiar se aruncă prin credință în brațele Mântuitorului. N-aș vrea să fie un mesaj propriu-zis dramatic, deși episodul este dramatic. Nu aș vrea să fie un mesaj patetic, iubiți frați și surori, dar aș vrea să fie un mesaj care să ne conducă spre Iisus. Și dacă acest tată a ajuns în cele din urmă într-o întâlnire salvatoare cu Hristos, noi toți să ajungem la Hristos și să aibă El milă de noi. Drumul spre strigătul credinței trece prin trei forme de dezamăgire pe care aș dori să le explicăm în această dimineață. În primul rând, tatăl din episodul nostru este dezamăgit de viață. Dezamăgit de viață. Are viața în sine, prin evenimentele ei, capacitatea să dezamăgească pe omul care o trăiește? Este viața, cum se spune în popor, și mumă și uneori ciumă? Este viața uneori binecuvântare și alte ori este cum? Sau ni se pare că e blestem? Are viața în sine viața ei? Are ea mersul ei independent de ce facem noi? Independent de ce credem noi? Atunci când zicem dezamăgit de viață, ne referim la omul acesta care avea un necaz existențial, iar necazul existențial nu are legătură cu nimic. Pur și simplu, dacă ți se naște un copil cu o boală rară, cu o boală incurabilă, pur și simplu s-a născut așa. Sigur că părinții se vor întreba dinpreună cu neamurile și cu întreaga biserică de ce s-a întâmplat și vom căuta mereu, chiar dacă nu spunem o explicație. Sigur că dacă ți se întâmplă un necaz, un accident de un fel sau de altul și rămâi cu o anumită dizabilitate, sigur că îți vei pune întrebarea tu și toți ai tăi, eu și toți ai mei, de ce s-a întâmplat una ca asta și vom căuta o explicație. Însă fie că vom găsi sau nu o explicație, fie că lucrurile au legătură unele cu altele, ajungem la aceeași concluzie că viața are calitatea de a ne dezamăgi uneori. De a aduce în sufletul nostru foarte multă negură, ambiguitate, ceață. De a aduce multă durere de un fel sau de altul. De a aduce multă nesiguranță și viața e ceva complicat pentru oricare dintre noi, existențial vorbind. Priviți la tatăl din episodul nostru, care are un copil cu o boală care în primul rând e îndelungată. Domnul întreabă de când îi vine așa și el zice din copilărie, adică de când era mic. Durează ceva. De asemenea, este o boală necruțătoare. Zice că demonul, duhul, îl aruncă când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Un copil care trăiește zi de zi în pericol de moarte. Sigur că toți suntem în pericol de moarte. Sigur că dacă suntem vii deja, oricând putem să nu mai fim. Dar în mod previzibil, copilul acesta trăia în marginea acestei prăpăstii, aproape de moarte. Apoi boala aceasta este incurabilă, în sensul că tatăl va fi încercat multe metode, va fi auzit de tot felul de leacuri, mai mult sau mai puțin băbești, pentru epocă. Și n-a dat rezultat, n-a funcționat. Boala era incurabilă, el trecea printr-un necaz cu fiul lui, un necaz inexplicabil, insuportabil, tot mai greu de dus, pentru că da, un necaz, ceva existențial, când pune stăpânire pe noi, când ne atinge, devine din ce în ce mai greu de la o zi la alta, nu e mai ușor, e mai greu, mai apăsător, mai complicat, parcă un necaz aduce după sine un alt necaz. De aceea, prima dezamăgire cu care se confruntă omul nostru
este această dezamăgire sau deznădăjduire pe care o aduce viața? Aș vrea să spun câteva lucruri, dragii mei, la care vă rog să reflectați. Atât vă rog, să reflectați. Nu trebuie neapărat să fiți de acord cu ele. Mai devreme sau mai târziu veți fi. Dar nu vreau să vă ameninți. Viața, prin evenimentele ei, mai ales prin cele negative, dureroase, are viața ei, are mersul ei. Adică ce vrei să spui cu asta, frate Ghiță? Vreau să spun că în viață nu toate lucrurile funcționează după binomul cauză și oare ce vreau să mai zic? Efect. Și că nu tot ce ni se întâmplă în viață este un efect a unei cauze. Dacă am putea să ne oprim în a mai căuta ce? Cauză. Să fiu bineînțeles. Într-o singură situație, cauză-efect funcționează. Când ai săvârșit un păcat de care ești conștient, subliniez, ești conștient. Când ai încălcat ceva care nu se încalcă, și-a venit automat o consecință a acelui păcat. Afară de un păcat conștient pe care să poți pune degetul, pe care să-l poți mărturisi, despre care să ne poți spune tuturor să nu faceți ca mine, afară de un păcat conștient, asumat, cauză-efect nu funcționează. A te gândi în mod nedefinit la oare cine a păcătuit, el sau părinții lui. Atunci când te confrunți, când ne confruntăm cu marile încercări ale vieții, a găsi mereu, nu-i așa, o cauză în noi, în neamul nostru, în biserica noastră, în vocația noastră, în ceea ce suntem sau facem noi, este, reține-te, rog, o ispită pe care diavolul ți-o strecoară unde? În minte. Ca să-ți producă multă confuzie și deznădejde pe lângă suferința în sine. Și să-ți dea mereu cu virgulă și ori de câte ori reiei problema și calculul, să nu poți duce calculul curat, ca un bun matematician, până la capăt, să-ți dea un rezultat corect. Una dintre ispitele cu care diavolul vine la cei sfinți, la cei morali, la cei care nu păcătuiesc cu voia, este tocmai această culpabilizare, această permanentă preocupare ca să înțelegem de ce și de unde vine lucrul acela. Majoritatea evenimentelor, mai ales cele dramatice, nu au legătură cu noi în sensul cu voința noastră, cu ce suntem și cu ce am făcut noi. Nu au. Dar cu ce au legătură, frate Ghiță? Cu viața. Adică viața are viața ei? Exact. Adică are legea ei? Adică este ceva care cumva e independent de noi și care funcționează pur și simplu. Unele lucruri sunt nu ale noastre pentru că noi am decis sau am făcut sau n-am făcut ceva, ci sunt ale cui? Ale vieții. Știu că ne trebuie timp să ne educăm în direcția aceasta. Tuturor ne trebuie timp. Dar nu tot ce ni se întâmplă are legătură cu noi. Mă grăbesc să adaug, dacă n-are legătură cu noi, în planul acesta providențial și nevăzut, totul are însă legătură cu cine? Cu Dumnezeu. Și prin efectul pe care îl are o încercare asupra noastră, Domnul are un plan, chiar dacă noi nu putem explica lucrurile. Nu numai că nu funcționează binomul cauză-efect, îmi place să cred că bărbatul acesta, după informația pe care o avem, nu făcuse ceva ca să aibă copilul acela bolnav, adică nu făcuse ceva, mă refer rău, grosolan, sau îmi place să cred, după textul care îl avem, el nu e învinovățit, Domnul i-ar fi spus asta, deci pur și simplu necazul a venit peste el, nu numai că nu e o legătură între cauză și efect, dar uneori evenimentele vieții n-au legătură una cu, sau unul cu celălalt. Noi dacă nu putem stabili cauza, ne mulțumim măcar să le punem pe toate în legătură. Și să vedem ce legătură are și situația aceea și aceea, care e legătura între... Uneori nu este nicio legătură. Fiecare necaz, fiecare încercare are viața ei, iar totul iau cu viața, știi? Adică are mersul ei, are... Nu se ating uneori niciodată, decât în mintea noastră, în viața noastră. Ori la ce concluzie am putea ajunge să nu ne deznădăjduim de tot? Ar trebui să ne asumăm că trăim în bună măsură parțialitatea vieții,
Adică când ceva funcționează, altceva nu funcționează. Când un lucru merge, alt lucru nu merge. Când ceva am pornit, ceva tocmai se oprește. Când ceva am înțeles în sfârșit, altceva stă la pândă și n-am înțeles. Viața este imprevizibilă. Viața este parțială în toate elementele ei. Nu vom ajunge de-a lungul acestei vieți pe care toți o trăim, pământească, în trup. Nu vom ajunge la împlinire deplină, în sensul că toate să meargă, toate să le înțelegem, totul să fie funcțional. Nu vom ajunge ca pe toate segmentele vieții să nu fim încercați într-un fel sau altul. Și când te uiți la cel mai fericit om din preajma ta, te rog, ai curajul și întreabă-l despre viața lui și îți va spune că nici la el nu e pâinea fără coajă. Știți că mereu fericitul e celălalt. Împlinitul e celălalt. Ne uităm idealizându-i pe cei din jur, fără să vrem. Și ni se pare faptul că ne întâlnim doar duminica, în general noi, produce o perspectivă deformată unii asupra altora. Pentru că duminica toți ne aranjăm, toți zâmbim, toți ne elaborăm și e normal. Venim cu inimă cât mai bună, doar venim, nu venim într-o casă de jale, venim la biserică în prezența lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru duminicile noastre. Dar existențial, noi suntem mult mai mult și mai complex decât arătăm aici în câteva ore. În slujirea noastră publică, cei care ne ridicăm aici într-un fel sau altul în față, noi suntem mult mai mult decât suntem în slujirea noastră. Dezamăgit de viață sau deznădăjduit de viață înseamnă pur și simplu să te confrunți în mod conștient și matur cu viața așa cum este ea și să iei lucrurile așa cum sunt ele. Și această deznădejde să nu te ducă la depresie, la deprimare, la dependență de, mai știu eu, medicamente, tratamente și așa mai departe, să nu te ducă acolo, ci dimpotrivă, faptul că viața îți dă mereu cu virgulă să te facă, să mă facă, să ne facă mai mult să alergăm la Hristos, care ne salvează de propria noastră viață, cu ale ei. În al doilea rând, la strigătul credinței, omul acesta ajunge deznădăjduit de ceilalți. Deznădăjduit de ceilalți. Priviți împreună cu mine la textul biblic ce îi spune el Domnului după ce Domnul coboară de pe munte. M-am rugat de ucenicii tăi, zice Tatăl îndurerat, să scoată duhul, să scoată demonul, dar ucenicii tăi n-au vrut? N-au știut? Au vrut și au știut. Că doar au văzut cum făcea Domnul. Că doar ei au mai scos demoni. Citiți prin capitolul 6 ca să vedeți, au mai scos demoni, au avut experiență. Ei au știut, ei au vrut, ei n-au putut. M-am rugat de ei, ei s-au străduit bieții, dar n-au putut. Pentru că dacă este ceva propriu omului, știți ce este propriu omului? Neputință, limită. Foarte repede ajungem la limita puterilor noastre. Sufletești, fizice, mentale, intelectuale, materiale. Foarte repede ajungem la limită. N-au putut să scoată demonul, n-au putut, din nou, neputința umană. Aici nu avem de-a face cu oameni răi, ucenicii nu erau răi, nu e răutatea umană care te deznădăjduiește din prima, ci este mai degrabă neputința umană. Observați, vă rog, că și în primul caz nu e faptul că a făcut sau n-a făcut omul ceva, ci e viața însăși. Ești dezamăgit de viața însăși. Aici te dezamăgesc ceilalți nu prin răutatea lor, în cazul acesta, ci prin neputința lor. Mă gândesc că e mai dureros să ai în jurul tău oameni buni care ei sunt buni, dar nu, nu pot. Care nu ne-am confruntat cu neputința celor din jur? Cu bunăvoința lor, marcată de neputință, cu acea atitudine a celor din jur, oameni de altfel minunați, oameni dragi, frați, surori de credință, care ar fi vrut să facă totul, dar nu puteau face
Nimic. Situații în care cineva dintre noi ajunge la terapie intensivă, dau un exemplu. Acolo, în locul acela unde nu intră decât familia, aparținătorii și ei pe rând. Unde nu ne putem duce toți. Întrebăm de pe margine, de acasă, întrebăm din biserică ce am putea să facem și ni se spune că nu se poate face nimic. Sigur că noi știm ce avem de făcut, necontenit, ne rugăm, pentru că numai Domnul poate face. Și uneori chiar numai Domnul poate. Dar omul e neputincios. Aduceți-vă aminte de un alt episod relatat în Ioan, capitolul 5. Slăbănogul de 38 de ani, care când merge Domnul și îl întreabă ce vrei să-ți fac, el zice, Doamne, n-am pe nimeni. Pentru că el mereu se uita și aștepta un ajutor de la cine? De la om. Acolo se folosește cuvântul antropos. S-ar traduce, n-am om. Doamne, n-am om. E o durere să n-ai om. Când ai mai mare nevoie de cineva, să n-ai pe cine suna, să n-ai spre cine întinde mâna, să n-ai om, e o dramă. El căuta mereu om, cum zicea un predicator pe care îl îndrăgesc. Zice, 38 de ani a așteptat un om și n-a venit nimeni. Și după 38 de ani, când n-a venit un om, a venit în cele din urmă Dumnezeu. Și a venit făcându-se cum? Om. A venit Dumnezeu. Nu suntem deznădăjduiți numai de viață, că viața, v-am zis, are legile și figurile ei, pe care nu le putem controla. Suntem dezamăgiți de oameni, de ceilalți, nu doar când oamenii sunt răi, ei de ajuns să fie neputincioși, slabi, ar vrea, insistă, încearcă, dar... nu pot. Este o cântare a cărui refren spune, se cântă de obicei cu mulți decibeli, am văzut, cu forță mare. Power. Când nu mai poți tu, poate el. Într-o vreme atât am ascultat-o, că am învățat-o. Vă mărturisesc că, la prima vedere, nu agrez foarte mult cântarea. Asta mi se pare prea simplistă, e un joc prea simplist pentru gusturile mele. Dar sfârșesc în cele din urmă prin a spune cântarea asta mă zmerește că are multă ce? Dreptate. Când nu mai pot eu, poate el. Iar eu mereu nu pot. Și am văzut că semenii mei mereu nu pot. Uneori tot ce ne putem oferi unii altora, dragii mei, sunt bune intenții. Care e minunat că sunt bune intenții. Sunt rugăciuni, sunt urări, nu? Sunt dorințe de bine, sunt... da, o disponibilitate de care uneori nici nu avem nevoie, nici nu știm ce să facem cu ea. Cam atât poate omul. Omul nu poate mântui un alt om. Un om nu poate salva un alt om în condițiile în care vrea să-l salveze, se implică, depune un efort, pune inima acolo, are compasiune. În cele mai bune intenții ale lui, știu că nu e o veste bună, omul rămâne neputincios. Omul rămâne limitat. Ridică din umeri și spune, atât s-a putut face, atât am putut să facem. Deznădejdea care ne-o produc ceilalți în bunătatea lor, dar neputincioși, să nu ne conducă pe noi în disperare, să nu ne conducă spre abisul acelei prăpăstii, să cădem în abisurile sinelui, cum zicea cineva. Să nu ne conducă în supărarea aceea cronică, să nu ne facă să ne izolăm de oameni, ci tocmai neputința semenilor mei, care e și neputința mea, această neputință să ne conducă spre cineva mai puternic, mai mare, atotputernic, acesta este Dumnezeu. În al treilea rând, drumul spre strigătul credinței trece pe lângă deznădăjduirea de viață și de ceilalți, trece printr-o deznădăjduire mult mai mare, anume deznădăjduirea de sine. Domnul îi zice acestuia, tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede și el aude că ar fi o șansă prin credință. Și atunci, cum bine știți, rugăciunea lui cu lacrimi zice, cred, Doamne, și adaugă, ajută necredinței mele. Unele traduceri, am văzut, moderne, folosesc cred, Doamne, ajută-mi să înving necredința.
folosesc verbul a învinge, care mi se pare corect. Pentru că aici, de fapt, e o luptă care se dă între credință și necredință. Omul acesta, față în față cu șansa vindecării fiului său, zice, cred, ajută-mi, cred, Doamne, ajută-mi. Își găsește în suflet, da? Caută în suflet, găsește credință și lângă ea, da? Parcă îngemănată cu credința, găsește și o doză de ce? De necredință. Este legitimă întrebarea dacă un om are vreodată un credincios. Credință în proporție de 100%. Este legitimă întrebarea dacă avem măcar un moment în viață în care să credem la modul 100%, fără nicio urmă de îndoială, fără nicio urmă de necredință. E o întrebare de bun simț, care ne ține măcar smeriți, chiar dacă nu știm răspunsul. Atunci când credem că avem 100% credință, este mai degrabă o mișcare emoțională, care e generată de factori externi, generată de mediu, de un moment bun, moment bun spiritual mă refer. Poate ni se pare că avem. Poate cel mai legitim ar fi să rămânem mereu la cuvintele acestui om care a învins cu aceste cuvinte, a fost primit. Și omul acesta zice, cred, ajută necredințe mele, în sufletul meu este credință, sper în proporție de peste 50%, dar se află și un pic de ce? De necredință, de îndoială. Asta produce dezamăgire de sine. În momentul în care trebuie să crezi cu adevărat, în momentul în care cauza ta e pe rol, în care Domnul se oprește în dreptul cauzei tale, în momentul acela când simți că despre tine e vorba, despre cauza ta, ai vrea să crezi 100%, ai vrea să poți, ai vrea să reușești, aș vrea ca mintea mea, ca inima mea, ca ființa mea să se conecteze. Care nu ar vrea? Și te simți atins, afectat de această necredință, de o credință imperfectă. Și atunci cu lacrimi spun, Doamne, ajută necredinței mele. Această dezamăgire sau deznădejde față de sine e ceea ce trăim pe lângă cea cu ceilalți și cea cu viața. Și ca și cum nu e de ajuns că viața e cum e și oamenii sunt cum sunt, mai suntem uneori dezamăgiți de noi și nu ne putem purta pe noi și parcă nu știm cum să ne relaționăm cu noi înșine și parcă mai greu nu ne e cu ceilalți, parcă nici cu viața nu ne este așa de greu, mai greu ne este cu cine? Cu noi, cu instabilitatea noastră, cu situațiile acestea delicate prin care adesea trecem, cu noi înșine, cu această fluctuație a vieții noastre de credință. Ei bine, prin toate aceste deznădejdi, dezamăgiri, bărbatul din episodul din această dimineață, tatăl acestui fiu, cu toate acestea, învingându-le, trecând peste ele, ajunge în prezența Domnului, spune, cred, ajută necredinței mele și Domnul, aici de fapt trebuie să ajungem, Domnul se atinge de fiul lui. Știți care e salvarea noastră de viață, de ei și de noi? Întâlnirea cu Hristos. Aș vrea, dragii mei, să încheiem nu cu o rugăciune de mulțumire. Simt că ar fi prea puțin. Aș vrea să ne luăm timp și să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune în care fiecare cu cuvintele Lui să-i zicem, Doamne, vreau să depășesc și viața și oamenii chiar pe mine și vreau să mă arunc în brațele Tale. Și orice ar fi să fie cu viața mea de acum înainte, cu relațiile mele de acum înainte, cu mine însumi de acum înainte, Doamne, eu vreau să fiu al Tău și Tu al meu. Aș vrea, Doamne, să-mi renoiesc relația cu Tine. Aș vrea, Doamne, cum ai coborât la omul acela, să cobori în valea vieții mele. Din muntele acela al schimbării la față, coboară, Doamne, în viața mea, pentru că sunt cuprins de deznădejde, cuprins de necredință uneori, nu? Cuprins de neputințele mele. Sunt înconjurat de oameni buni care nu pot să-mi facă nimic. Aștept uneori izbăvirea din locuri din care nu vine izbăvirea. Îmi pun încrederea uneori în sisteme, îmi pun încrederea în oameni, îmi pun încrederea în mine însumi, în calitățile mele, îmi pun încrederea în meritele mele, în moralitatea mea, care e bine cu ai, cum? E foarte bine. Îmi pun încrederea și mă aflu deznădăjduit mai devreme sau mai târziu.
Aș vrea să ne rugăm pentru această deznădejde profundă, nu cea legată de faptul că am păcătuit și plătim, aia este clar, aia măcar e clar, ci în situația în care nu păcătuim cu voia, în situația în care n-am făcut rău cu voia, ziceți, nimănui. Și oamenii rămân neputincioși. În situația în care facem tot ce trebuie să ne cultivăm credința și când avem mai mare nevoie de ea, ne trezim că avem nu destulă, nu din belșug, ci avem mereu cum? Puțină. Și am făcut tot ce trebuie pentru credință. Fie ca în această deznădejde profundă să ne fie Domnul alături și să coboare Domnul de pe munte la noi, în valea noastră. Haideți să ne ridicăm, ne rugăm pentru toate acestea și desigur îi și mulțumim lui Dumnezeu.